înțeles cu toții, da? Nu... Asta. Ei, da, eu n-am înțeles de ce urăsc oamenii atât de mult homosexuale, pentru că eu m-am gândit mult și eu aș fi un gay super. E atât de rău, îmi pare că nu sunt gay, aș avea cea mai mișto viață. Gândiți-vă, deci aș fi așa cu prietenul meu, Vicențiu. Din mână, mergem din mână, stai, îi dau o palmă la cură, sunt nebun. Și lumea, bă, stai cu mine, vede lumea. El e nebun și el, că e bărbat. Mă, are un BMW când îmi gândesc și îmi întreb, Vicențiu, ce mașină e ala? Și spune, băi, un Seria 7 cu 360 de cai, nu știu ce motor, și spune, extraordinar, bă, ce fascinant e să vorbești cu partenerul de viață despre mașini și nu despre păr și extensii. Ajungem acasă, bă, Vicențiu, ce putem să ne fa- să facem ceva să ne placă amândura? Dă-mi o FIFA. Bravo. Facem o FIFA în fax, mai bun ca ai bineînțeles. După care mă la Vicențiu și îmi întreb, Vicențiu, vrei să ne futim? Și știți ce spune Vicențiu? Da, pentru că-s bărbat, am tot timpul chef. N-am migrene. După ce ne futim să facem noapte și zic, Vicențiu, du-și tu cu noi. Și el nu poate zic, nu pot că mi-e frică că e întuneric. Așa, mi-e frică să-l lăs noaptea pe stradă, că dacă îl violează cineva, mi-e frică să nu fute el pe cineva, da? Mă pare bun, îți gay! Foarte important dacă filmați. Sunteți doar bucata asta, că mă doar îmi puneți gay, că... Am multe de explicații dat pe aia lui maică-mea, așa? Știți, cu părinții, niciodată ne înțeleg că pun în gură.